Mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta, biruință binecredincioșilor creștini asupra celui potrivnic dăruiește și cu crucea Ta păzește pe poporul Tău. Emisiune realizată cu sprijinul Mitropoliei Ardealului, Mitropoliei Banatului, Arhiepiscopiei Ortodoxe Alba Iulia și Episcopiei Ortodoxe a Covasnei și Harghitei. După desăvârșirea idealului național în societatea românească interbelică, a apărut stringent nevoia cultivării unui model eroic. În perioada interbelică, din păcate, clasa politică a avut cumva o atitudine ușor de lăsătoare, asumându-și că am desăvârșit idealul național. Acum doar îl consolidăm, dar mai mult în partea administrativă, politică, dar n-a mai existat, să spunem, un model de persoană care să fie reprezentativ din punct de vedere spiritual pentru românul de rând. Un model la care să se raporteze tânărul pentru a-și putea să își menține identitatea națională. De asta acest model de rău s-a căutat a fi cultivat și credem că dacă s-ar spune, de exemplu, că dacă n-ar fi existat acest gol pentru un model, nici nu s-ar fi umplut la modul în care s-a făcut. Deci e clar, a existat un gol, necesitatea de a exista modele și eroi în societate și frățile de cruce au reușit să creeze practic acest ideal eroic în rândul tinerilor din România care au intrat în aceste organizații. Constantin Oprișan s-a născut în 1921 în comuna Oncești, din județul Bacău. A intrat în frățiile de cruce încă din liceu. În momentul în care a intrat în frățiile de cruce, automat educația creștină a căpătat și un caracter organizat. Pentru că, desigur, în perioada respectivă, dacă analizăm pe de-o parte instituțional ce se preda în școală, care era forma manualelor, care era curentul general de opinie în societatea românească, vedem că automat se tindea spre un curent național și creștin. Deci, din punct de vedere instituțional, oricum elevii și studenții primeau o astfel de educație din partea cadrelor didactice. Pe de o parte. Pe partea cealaltă, fiind într-o zonă rurală și într-o familie foarte bună, familia lui Costache Oprișan era văzută ca o familie de vază în satul Oncești, de unde erau ei. Mai ales tatăl acestuia era poate chiar cel mai mare gospodar al satului, cu atât mai mult cât în trecutul său străbunicul tatălui său a fost inclusiv postelnic și a avut diverse funcții în administrația moldovenească în secolul al XIX-lea. Deci, pe de o parte era și această viță nobilă a familiei Costache Oprișan, era și o educație foarte frumoasă pe care o primiseră, cel puțin sora lui Costache Oprișan, doamna Elena Poli, care trăiește până astăzi, dă mărturie despre educația creștină pe care au primit-o în familie, atât din partea tatălui Vasile, cât și din partea mamei Natalia, ambii părinți făcând în așa fel încât cu toți copiii familiei să primească educație foarte bună de acasă și să se și îngrijească pe partea cealaltă copiii lor să poată să ajungă la studii și să-și desăvârșească educația superioară. După 1941, Constantin Oprișan a ales calea exilului în Germania. Acolo a avut șansa de a asista la cursurile de filozofie ale lui Martin Heidegger la Freiburg. Pentru că el a fost de altfel internat la Rostock și Buchenwald, în Germania, cunoștea condițiile de acolo cât timp legionarii fuseseră practic arestați de către forțele naziste, iar în momentul în care intră în închisoarea în închisorile românești, el constată că, în momentul respectiv, condițiile închisorile românești erau mai proaste decât în închisorile germane. Asta vis-a-vis de cei care fac comparații, acestea sunt cel puțin constatările românilor care și-au petrecut zilele în închisorile naziste, foarte mulți chiar alături de evrei. După perioada rebeliunii, situația multor legionari este cumva incertă, se formează un așa zis guvern în exil al lui Horia Sima la Viena, însă mai degrabă guvernul respectiv se dorea a fi folosit de Reich ca un fel de monedă de schimb sau de marionetă pentru a juca anumite cărți cu mareșalul Antonescu. Însă Costache Oprișan practic rămâne internat și este plecat în Germania. La un moment dat, el acolo, pentru a nu se întoarce în țară și pentru a fi persecutat și a intra în închisoare, ajunge să audieze cursurile lui Heidegger
începe să se documenteze și să citească foarte multă filozofie, urmând ca la întoarcerea în țară, el să se înscrie în 1946 la Facultatea de Litere și Filozofie a Universității din Cluj. El acolo ajunge să fie un adevărat simbol pentru studenți, unde își primește de altfel și o poreclă foarte interesantă, cea de serafim, pentru că avea un chip profund luminos și ajunge să fie văzut ca un reper moral duhovnicesc de către studențimea clujeană. Scopul era dobândirea unei vieți curate, în care valorile de tradiție și valorile pur românești, în sensul de moștenire adâncă a ceea ce a primit de popor român, ca și credință în Dumnezeu, Dumnezeul trăimic, o aducea, să nu se piardă această moștenire. Constantin Oprișan a fost un student de geniu al Facultății de Litere și Filozofie din Cluj. O mărturiseau profesorii săi, printre care și Lucian Blaga. Dede Roșca nu de puține ori l-a lăsat pe tânărul student să țină cursurile la Catedra de Filozofie în locul său. Pe Costache Oprișan l-am cunoscut prin intermediul foștilor deținuți politic, mai precis prin părintele Calciu și prin profesorul Marcel Petrișor, cu care am fost și sunt prieten, să zic așa, chiar dacă părintele Calciu nu mai este printre noi. Ei mi-au spus despre cei mai vrednici din închisorile comuniste, despre spiritele cele mai înalte, despre figurile cele mai luminoase, mi-au povestit multe întâmplări. Și la loc de cinste în memoria lor era acest Costache Oprișan, pe care îl puneau pe același palier de sfințenie cu Valeriu Gafencu și cu alți câțiva, dar pe care îl vedeau de o forță intelectuală superioară tuturor. Ei spuneau că dacă Oprișan ar fi trăit, putea să fie un al doilea Eliade. Atât de mare era puterea lui de înțelegere asupra lumii, atât de vastă era cultura lui și capacitatea de analiză și de sinteză. Era în anul 2 la Facultatea de Filozofie din Cluj când comuniștii l-au arestat. Costache Oprișan a fost practic unul dintre oamenii care au animat lucrurile în Clujul anilor 46-47. Alte personalități cu care s-a intrat practic în contact și care ne sunt nou cunoscute astăzi, am să dau un nume foarte important, este vorba de doamna Spazia Oțel Petrescu, care are amintiri foarte plăcute cu Costache Oprișan și dă mărturie despre faptul că acesta era într-adevăr un simbol moral și duhovnicesc al studenții clujene. Era o figură fără îndoială foarte importantă și în libertate, iar în închisoare a fost un reper pentru toți. Întâi pentru că avea și o funcție care îl scotea cumva din rând. În libertate, el, după cum știm, a fost pentru scurtă vreme șeful Frăților de Cruce, asta însemnând o organizație de tineret anticomunistă, creștină și naționalistă. Li s-a pus o etichetă acestor oameni care i-au urmărit foarte mult și care le-a pricinuit foarte mult rău. Eticheta asta i-a băgat pe mulți în închisoare, printre ei și pe Costache Oprișan. Nu pot vedea clar metoda pe care ne-o vor aplica, dar cred că va fi metoda violenței. Căutând să distrugă noi credința, unirea, frăția și camaraderia. Fii pregătit pentru lupta care se va da în mlaștina disperării. Fiecare va ieși singur din încleștarea acestei lupte, neajutat decât de mila lui Dumnezeu și de ce are mai bun în el. În momentul în care știi ce este comunism, ce este comunismul și vezi unde bate și unde duce, este normal ca să știi unde te va ataca. Pentru că evident că atunci când el, văzând de fapt ce s-a întâmplat cu Revoluția bolșevică, nu? Văzând cu câtă forță a venit și a curăție, a nivelat tot, dacă un fel de patru cu stian, a totul
așa, m-a dat tot în cale, ca un fel de val ăsta așa, tsunamic, ca zic așa, nu? În clipa aceea, ne-am dat seama că rezistența nu este fizică, aia mai Dumnezeu nu poate da, ci trebuie să înțelegem cum să rezistăm ispitelor care vin minții și inimii în a nu cădea din credință. Lupta va fi de lungă durată și cine va avea tăria și răbdarea, convins fiind că ea este dreaptă, se va prăbuși și iar se va ridica. Astfel că nu ne mai rămâne nimic de făcut decât să ne ascuțim săbile duhovnicești ale dragostei, ale unirii și ale camaraderiei. Oprișan era și un tip, cum am spus, extrem de inteligent. El știa care este situația și internațională. Fusese pregătit pentru a fi parașutat în România și a întări rezistența anticomunistă armată. N-a mai ajuns să fie parașutat din diferite pricini, dar s-a întors în România și putea să trăiască foarte bine afară și probabil să aibă o carieră universitară extraordinară și științifică. Iar când a venit și a fost arestat, știa că va fi o lungă perioadă probabil deținut. Nu a bănuit nici el că va avea loc un experiment ca acela de la Pitești. Pe acela nimeni nu l-a prevăzut. El era șeful frăției de cruce pe țar. Da? Deci era unde șeful tineretului pe țar. Deci în lumea tânăr. Era deja un om care era în măsură să fie un far, o lumină, să poată să conducă pe cineva. Cum? Deja s-a condus pe sine. Nimeni nu poate să conducă pe altul decât în momentul în care se poate conduce pe sine și își poate măcar, dacă nu se biruiască patimile, măcar să fie în începutul acestei biruințe, luptei către patimile care le are, să fie măcar conștient de ele. Adică pofta trupului, pofta ochilor, tu fii a vieții. Da, deci știa foarte, foarte bine că lupta de bază aici este, în altceva, în alte direcții. Și sigur că deja, să înțelegem, ce însemna gândirea aceasta de transformare a omului, de regăsire a valorilor intrinseci firești a omului, ducea prin lupta aceasta. El deja era un om care, un fel de, nu, de conducător. Păi în momentul când devii șef de sală, ești sensei, nu, deja știi să lupți. Că altfel ce faci acolo? Nu? Să vezi pe alții să lupte, trebuie să tu să lupți. Este evident că știa să lupte deja. Timp de 2 ani, din 49 până în 51, în închisoarea Pitești s-a desfășurat un așa zis proces de reeducare, prin care regimul comunist, dinpreună cu securitatea și mâna înarmată a partidului, de conivență, bineînțeles, cu administrația penitenciarilor și folosindu-se de anumiți deținuți politic care aveau pedepse mici și care voiau să scape de acolo cu orice preț, s-a pus la cale un sistem prin care cei deținuți în închisoare treceau pe rând prin camera nouă spital, unde erau bătuți până la dezumanizare, în repetate rânduri, și supuși după aceea interogatoriilor. Nu numai că li se cerea să spună ce n-au spus, dar li se cerea să abjure de la tot ceea ce iubiseră sau crezuseră vreodată. Să își înjure familia, să-și ponegrească camarazii, să se dezică de Dumnezeu și, în general, să facă declarații care i-ar fi înjosit în ultimul hal. Prin asta ce se urmărea, de fapt? Aducerea omului la un soi de tabula rasa.
el atunci când nu mai are nici în ceea ce, nici în ce crede, nici la ce se întoarce, nici cu mintea, nici cu inima, poate fi manipulat în alte direcții. Noi, tinerii reeducați, cei care înainte am fost sub comanda ta, te vom distruge. Tu ești vinovat de soarta noastră. Iar noi vom smulge de la tine tot ce știi, tot ce n-ai declarat la securitate. Nu te-am predat, o, Doamne. Nu ți-am pătruns nici taina. Ți-am trâns numai pe urme, când pe Golgota. Dar sufletul e negru ca să-ți arate haina. Și plânsul meu e rece lângă iubirea ta. Eroul poate de multe ori pare un tip activ, ofensiv, pe când mărturisitorul, cel care rezistă suplicilor și torturilor, automat pare să adopte o atitudine defensivă, pentru că nu se opune printr-o acțiune propriu-zisă suplicilor la care este pus, ci le rezistă lor și dovedește practic prin această chestiune torționarilor săi că este făcut dintr-un totul alt material decât s-au așteptat în mod inițial și că această credință este de fapt cea care îi ține pe ei să nu cadă. Veți muri când voi vrea eu, încet, cu lingurița, picătură cu picătură. Nu vei realiza și nu ai realizat nimic. Tot ce crezi că ai realizat este o închipuire a minții tale bolnave. Tu să taci! Din pricina ta am întârziat atât de mult opera de transformare pe care m-am angajat să o realizez. Oprișan fiind considerat lider al frățiorilor de cruce, al frățiorilor de cruce și presupus, deci, șef inclusiv în închisoare, a fost primul vizat de către Eugen Țurcanu și supus la chinuri abominabile. Bietul Oprișan, când era, a făcut zob, l-au făcut și că se purta, îl plimbau dintr-o celulă într-alta cu un sac pătat de sânge și toată și era pus să spună fraților, dacă rezistați, o să pățiți ceea ce am pățit și eu. Vezi? Torturile au fost un an și ceva, n-au fost puține, au fost îngrozitoare și căderea tuturor, n-au scăpat decât cei care au murit sau care s-au sinucis. În rest, toți au fost obligați să facă, mă rog, să trecuți prin supliciul ăsta, să spună, domnule, ceva ce îi obliga în procesul de tortură, torționarul respectiv. A fost o victimă până la un punct, în sensul că om fiind, când ai de tras asemenea suferințe, sigur că cedezi până la urmă. Dar și cedarea lui a fost formală, cel puțin din ceea ce am citit eu, reiese că la un moment dat Țurcanu a reușit să-l determine să spună mă dezic de tot ce am crezut când eram șeful frățiilor de cruce. Și să spună asta din cameră în cameră. Îl ducea din cameră în cameră să spună asta, să-i demoralizeze pe ceilalți care mai rezistau. Ori asta mie nu mi se pare o mare cedare. De asemenea, mai există un episod undeva în care Țurcanu îl pune să își bată un prieten. Și el îl lovea așa, mai fără convingere, și plângea în același timp. Este o cedare, dar în condițiile de atunci e mai mult un reflex de autoapărare. Este o dovadă a instinctului de supraviețuire. Că altfel ar fi fost omorât în bătaie. Cert este că n-a fost pe deplin reeducat, pentru că după ce a fost mutat de la Pitești la Gherla, împreună cu Țurcanu și cu alții, și acolo a continuat reeducarea, iar el a fost din nou supus la cazne de către Țurcanu. Deci dacă ar fi cedat cu adevărat, Țurcanu nu l-ar mai fi bătut.
pentru că ar fi obținut ce și-a dorit. Din punctul ăsta de vedere, cred mai degrabă ceea ce mărturisesc toți cei care l-au cunoscut, inclusiv Părintele Calciu și Marcel Petrișor, că a fost un sfânt. Un sfânt care, pentru moment, a avut și el ezitările lui. Până la urmă, Dumnezeu să ne ierte și de comparație și de... până și Sfântul Petru s-a lepădat de Hristos de trei ori. Suntem oameni. Contează până la urmă cum mori. Dacă mori mărturisind adevărul și dacă ți-asumi suferința până la capăt. El a făcut asta. Păi au căzut și s-au ridicat. Au fost alții care au căzut și nu s-au mai ridicat și au fost și alții morți sau s-au sinuciși. Deci și problema dacă după sinucidere, care e cel mai mare păcat creștin, există iertare, dar chinurile erau insuportabile, numai că iacă doi, Șerban și cu celălalt a scăpat, adică la Pitești, aruncându-se pe scară în jos de disperare. Nu îndeplină conștiință că mă sinucid sau că nu știu. Și în condițiile astea de tortură excesivă la masă de studenți de tineri, tocmai ca să se arate aici în spiritul advers, ca să zicem așa, rău, le-au vrut să spună, trebuie să... Nicăieri n-au fost torturile care au fost în Pitești. E ochiul divin care îngăduie anumite, cum să zic, încercări și ispite să acționeze într-un anumit timp, de o anumită intensitate și să nu se atingă de anumite lucruri. Pariu cu Iov, i-a spus, doamne, poți să-i faci astea orice, să-i omori familia, dar nu știu ce, numai să nu te atingi de suflet. Ei, la Pitești, a fost toate date în îngăduin, adică au fost îngăduite absolut toate, cele cu Iov plus sufletul, dar nu s-a putut opri posibilitatea celor care, printr-un efort mistic de rugăciune, să nu se știe. Și așa s-au ridicat majoritatea, dar alții nu s-au mai, au fost și care nu s-au ridicat. Emisiune realizată cu sprijinul Mitropoliei Ardealului, Mitropoliei Banatului, Arhiepiscopiei Ortodoxe Alba Iulia și Episcopiei Ortodoxe a Covasnei și Harghitei. Slavă!